Da, la cameră băiatul cu vergeturi, minorul Vlad Roșu, aplauze pentru el. Bună dimineața și bine v-am găsit, cafeaua de după, care se adresează tuturor. Noi nu facem discriminări, că nu suntem bufnici. Știți bancul cu bufnița? Bufnița și cu sănătate multă. M-am întors și eu de la Electric Castle. Nu că eu veneam de după Bonțida, n-am fost la festival. Dă-te dracu de motociclete! Și m-am mirat că atâta coadă, atâtea coze, o lume a stat înnebunită. Mă, cum îți permiți la Electric Castle să ai aglomerația aia când ai 21 de piloți? A fost a trooper, 21 pilots. Bă, am zis, da, am uitat. Deci dacă îi dai la socră mea afișul să citească ea numele de artiști, am zis că la Electric am ratat, dar fac la Untold. La a doua ediție de la Electric Castle am pus-o pe socră mea, prin intermediul soției, să citească de la Conti. Pe geam la Conti era pus afișul, știți, pus afișul mare și citea socră mea. Bombo era Bonobo. Tievri Corporation și, nu? Grămătic. Vezi, asta, nu știu, și ticul m-a făcut rusă și franceză. Soacra mea a făcut franceză și mult sex în tinerețe, mi s-a zis. Limbi străine, asta zic. Ei când văd ceva scris în engleză, de exemplu Thievery Corporation, nu știu de ce, ei n-au noțiunea de engleză și citesc Thievery Corporation. În altă ordine de idei, Simona Halep este Mykonos. Se odihnește. E la ce dracu, că nu e obosită, că nu m-a bătăiul atât, pentru unul doi au plecat acasă. În Mykonos, când are 200 de apartamente pe buza litoralului, mă. Știi? Asta așa-i. Croitorul n-are haine, cizmarul are pantofi rupt și Halep n-are loc să se cazeze. Îți dai seama că o scoate aia de la recepție afară. Dar eu le-am construit. Du-te în Mykonos. Și Adrian Năstase își face concediu în Halkidiki. Ca pensionar. Unde? Halkidiki. Ce e ăla? E o stațiune. Halkidiki, în Grecia, unde face kikirikimiki. În Halkidiki. După Lefkada, după Tarsus, Halkidiki este cea mai vizitată. Că și tata au zis că pune bani pe bani la pensie să meargă în Halkidiki. Dar au zis că se mai gândește. Până unul alt au mers la izvor să ia niște apă. Noi bem cafea mică de secetă. Costa. Nescafe. Picolino. La Șeghelino. Sau de la câteva cafeluțe și vă mulțumesc pe buymeacoffee.nicubendea. Alexandru din Germania, mulțumesc. Căciulă de la Londra, îți fac mă cu mâna. Asta și de restul îți faci tu. Căciulă, să-i dea Dumnezeu sănătate, Valentin, căciulă. Ci că să-ți dau și ție din cafeaua mea, dar tu ai herpes și nu-ți dau. Bine, ai herpes pe bucă, dar Adi Brăneanu de la New York, salut Adi, și el a dat o cafea. Și Florin Barbur din Toronto. Cafea de pe exterior. Ci că e bine să pui zațul de la cafele, fiți atenți. Dacă nu v-am mai spus, vă repet. E bine să pui zațul de la cafele la flori, că are magneziu și potasiu și cum zice doctorul neîmblânzit, doctorul Cezar, magneziu și potasiu îți fac vrejul, uite așa, îți fac floarea asta, da, bun, 42 de grade în Marea Britanie, bă, ăia beau bere la minus 15, vă dați seama câtă bere s-o băut în Anglia în perioada asta? Nu, că noi suntem obișnuiți cu seceta, asta e, mai facem economie, noi ardelenii de mult nu mai facem dușuri, de aia ni se spune că suntem mai nespălați. Nu, noi suntem bio. Revenim în direct cu știrile noastre. Nu sunt direct că sunt înregistrate de anul trecut, dar sunt ca noi, pentru că aici la cafeaua de după, buymeacoffee.com/nicomedia, la care dracu vă vibrează telefoanele. Avem 5.000 de oameni în public, nu ne dăm seama. Asta e. Dorian Popa a lovit cu mașina un mistreț. Mistrețul și-o cerut scuze. Tineretul ăsta, mă. Uite, bravo lor. Fizică. Locul 1 pe Europa și doi pe lume la medaliile adunate de la Olimpiada Internațională. La matematică, cel mai bun rezultat din ultimii 25 de ani. Felicitări, așa da. Aia de la fizică a luat locul ăsta așa bun că nu a făcut meditații cu Iohannis. Îți dai seama că te picau la Olimpiadă și el își mai cumpăra încă o casă. Tineretul Speranța, Popoviciu de la natație și mai sunt. Ăștia, nu, nici măcar ăștia 22-23 de ani. Ce să mai zic de noi, Vlade, că noi suntem cu un picior în putere, în cal în chept. Deci, să investim în tineret, să ascultăm, să avem grijă. Duminică sunteți acasă? Și Bianca Drăgușanu? Cât despre Bianca Drăgușanu, a lovit un mistreț. Porcu! Și a lovit un mistreț. Porcu!
O lovit-o Dorian Popa în aripă. I-o sări mistrețul din mașina lui Dorian Popa în poșetă unde avea câinele Bianca Drăgușanu. Putem înfabula. Duminică ce faceți? Nu vă aud. Sunteți pe acasă? Stați pe acasă. Băi, nene, nu se poate. Să nu ne putem noi recenza. Nici 14 milioane nu mai suntem. Pe vremuri eram 22-20, acum 14. Și nu ne-am putut număra până în 17 iulie. Ne-au mai dat ăștia de la statistică încă o săptămână. Așa că până duminică pe 24 să vă numărați. Ca în, Caragiale, cu steagurile. Două la prefectură, unul la școala de fete, curat constituțional. buymeacoffee.com/nicubendea. Mai ai vergeturi? Da. Minorul ăia. Da. Un fleac. O cafea. Minorii n-au voie.